Cristian Domenel de Ordier și vă vorbesc în calitate de instalator. Mă aflu în localitatea Salonca din județul Bihor, unde am realizat un sistem de încălzire prin patoseală, având suprafața totală de 130 de metri pătrați. Izolația folosită pentru realizarea acestui sistem de încălzire prin pardoseală este rolatată, având grosimea de 25 de mm EPS-100. Doresc să precizez, această izolație se stabilește în funcție de proiectele dumneavoastră și, bineînțeles, de posibilitățile de montare. Țeava folosită este o țeavă de fi 16 din polietilenă reticulată, adișor, care, în ciuda temperaturilor scăzute, aflându-ne în luna decembrie, se comportă foarte bine la montaj. Am aici două colectori distribuitoare, unul cu 7 circuite, iar celălalt cu 8 circuite. Ambele sunt echipate cu debit metre. Grupul de pompare și amestec este de la Calefi, având o vană termostatică cu senzor de temperatură încorporat. Acesta fiind echipat cu o pompă de recirculare Grundfos Alpha 2L, un termostat de siguranță și un manometru. Am montat senzorii de pardoseală, urmând să montăm termostatele de ambient, unitatea de comandă și control și modulul de comandă, pompă și centrală. Doresc să precizez și acest sistem de încălzire prin pardoseală va oferi un confort termic mult îmbunătățit, un control individual al temperaturii. Bineînțeles, un sistem de încălzire prin pardoseală economic din punct de vedere energetic. În finalul acestei prezentări, doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat și, bineînțeles, dacă vă doriți un sistem de încălzire prin pardoseală care să vă ofere avantaje pe termen lung, aștept să mă contactați la numărul de telefon afișat. Și credeți-mă, știu ce fac. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!